Ei, în spatele unui bărbat puternic stă o femeie de succes sau, zic eu, un zâmbet frumos. Pentru că nu e așa de foarte multe ori, prima impresie contează. Și pentru că s-au vehiculat de-a lungul timpului tot felul de mituri referitoare la albirea dinților, m-am gândit să desfințez câteva dintre ele și să vă arăt cum se poate face o albire fără să vă afecteze dantura. Priviți! Zâmbetul strălucitor se menține cu multă muncă, mai ales când în viața de zi cu zi se regăsesc alimente care pătează dantura. De exemplu, sucurile de morcovi, sfeclă, vinul roșu și ceaiurile sunt în topul listei. Și nu numai. Dar cafeaua? Cafeaua pătează foarte mult, nu? Cafeaua pătează nu foarte mult, nu la fel de mult ca vinul roșu și v-am spus ca și sfecla roșie sau alimentele care conțin foarte mulți coloranți. Dinții se mai colorează în mod natural și prin alimentația normală. Nu o să vă puteți feri toată viața să nu mâncați nimic ca să nu colorați dinții. Practic, cel mai bine și cel mai sănătos este controlul periodic anual, un periaj, un detartraj, un airflow anual. Știați că s-a inventat și cafeaua incoloră? Tocmai pentru ca dinții să nu se mai păteze. În plus, puteți apela și la albirea dentară, o soluție mai la îndemână. Și nu vă temeți că vă poate strica dantura. Această procedură a fost încercată de colegul nostru Alexandru Constantin, care se mândrește cu dinți albi și sănătoși. O albire a dinților este necesară o dată la 2 ani. Practic, vrem acum să demolăm mitul că albirea dentară strică smalțul dinților și faptul că doare. După cum știam înainte, albirea dinților era o procedură care vrând nevrând era puțin dureroasă. Și lucrurile astea se datorau faptului că substanța avea contact prea mult timp cu dinții și din cauza aceasta acționa foarte mult și deveneau sensibili. Și al doilea lucru pe care îl aveau, lămpile de albire aveau o lumină care făcea căldură și practic se încălzeau dinții și la stimulul termic dinții încep să doară. Există și soluții pentru a scăpa de durere. În prima fază se izolează gingiile cu o soluție care se întărește tot cu lampa fotopolimerizabilă, după care se aplică gelul de albire pe dinți într-un strat gros de 2 mm. După aceea se poziționează lampa pe dinți și se pune la programul pe care s-a stabilit în funcție de situația necesară. Uh-huh. O să avem programe de albire mai puternice și programe de albire mai lente.